Anton Pavlovici Cehov Călugărul Negru. Capitolul 1 Magistrul Andrei Vasilici Covrin se surmenase peste măsură. Nu se gândise să urmeze niciun tratament, dar, întâlnindu-se într-o zi din întâmplare la un pahar de vin cu un prieten medic și vorbindu-i despre sănătatea sa. Acesta îl sfătui să se ducă să petreacă primăvara și vara undeva la țară. Tocmai atunci se brodi să-i sosească o lungă scrisoare de la Tania pe care îl poftea să vină și să rămână mai multă vreme la Borisovka. Covrin se hotărâ să primească invitația. Dar, înainte de plecare și, cum era de-abia în aprilie, se duse la moșia sa de la Covrinca unde se născuse și stătu acolo singur vreo trei săptămâni. Apoi, când drumurile desfundate de apele primăverii se zvântară, porni cu trăsura spre conacul renumitului horticultor Pesotski, fostul lui Tutore. De la Covrinca la Borisovca, unde locuia familia Pesotski, nu erau decât vreo șaptezeci de verste, și pentru Andrei Vasilici fu o adevărată desfătare să călătorească sub cerul acela de primăvară, pe pământul încă reavăr, legănat într-o caleașcă pe arcuri moi. Conacul lui Pesotski era o clădire vastă, cu coloane și lei, de pe care căzuse Tencuiala pe alocuri și cu un lacheu în livrea la intrare. Un străvechi parc în stil englezesc, sobru, sever chiar, se întindea pe o lungime de aproape o verstă, din fața casei până la râu. Pini cu rădăcini noduroase, acoperite de mușchi, ca niște ghiare păroase, se înălțau pe malul argilos și abrupt ce mărginea parcul. Apa sclipea jos cu o strălucire aspră. Fluierarii zburau cu chemări jalnice și ai fi zis că locul acela părea făcut să-ți inspire o baladă. Din potrivă, în jurul casei, în curte și în livezile care se întindeau, împreună cu pepinierele, pe vreo 30 de hectare, totul părea vesel și plin de viață, chiar când vremea era posomorâtă. Nicăieri nu-i fusese dat lui Covrin să vadă trandafiri atât de minunați, crini atât de mândri, cameli și lalele atât de felurite, mergând de la albul zăpezii până la negrul cărbunelui și, în general, o atât de mare bogăție de flori ca la Pesotsky. În începutul acesta, de primăvară, adevărata podoabă a rondurilor era încă adăpostită în sere, dar ceea ce înflorea pe marginea aleilor și, ici colo, în mijlocul pășunilor, ajungea ca să-ți dea impresia că te afli în împărăția celor mai gingașe culori, mai ales în cele din tâi ceasuri ale dimineții, când roua strălucea încă pe, pe fiecare petală. Partea oarecum decorativă a livezii pe care Pesotski o numea disprețuitor colțul trăsnăilor, îi dădea lui Covrin, când era copil, o impresie de bazm. Câte ciudățenii nu se vedeau acolo, câte monstruozități căutate. O adevărată bagiocorire a naturii. Pomi fructiferi răstigniți pe araci, un păr în formă de plop piramidal, tei și stejari sferoidali, un măr ca o umbrelă, arcade vegetale, monograme, candelabre de verdeață și desenat din pruni însuși anul 1862, data când Pesotski începuse să se ocupe de horticultură. Tot acolo mai erau și arbuști zvelți cu tulpina dreaptă și solidă ca a palmierilor și numai uitându-te bine îți puteai da seama că erau agrișe și coacăze. Dar ceea ce impresiona mai plăcut ca orice livadă, ceea ce îi dădea viață, era o necontenită mișcare. În jurul pomilor și pomișorilor, pe alei și în mijlocul rondurilor, de dimineața și până seara, mișunau ca furnicile o întreagă armată de oameni, umblând încoace și încolo cu roabe, cazmale și stropitori. Covrin sosi la Pesotski seara după ceasurile nouă. Îi găsi pe Tania și pe tatăl ei, Egor Semionici, foarte îngrijorați. Cerul senin sticlă, spuzit de stele, și termometrul prevesteau că spre faptul zilei avea să dea un ușor îngheț. Grădinarul Ivan Carlici, fiind dus la oraș, nu puteau să se încreadă în nimeni. În timpul cinei nu fu vorba decât despre brumă și se hotărâ ca Tania să rămână de veche și pe la ceasurile unu din noapte să facă ocolul livezii ca să vadă dacă totul este în ordine, urmând ca la trei sau chiar mai înainte să se scoale bătrânul să o înlocuiască. Covrin stătu toată seara cu Tania și după miezul nopții o însoțin în livadă. Era frig și mirosea puternic a fum. În livada cea mare, numită de raport, și care aducea lui Egor Semionici un venit anual de câteva mii de ruble, un nor negru de fum des, înțepător, se târa pe pământ, înfășurându-se în jurul pomilor și apărând de brumă miile acestea de ruble. Pomii erau sădiți în eșichier. Șirurile lor regulate păreau niște rânduri de soldați. Ordinea aceasta severă, riguroasă, precum și faptul că ramurile erau retezate la aceeași înălțime, că tulpinile și coroanele erau cu totul a idoma, dădeau priveliștii ceva monoton și chiar trist. Covrin și Tania mergeau de-a lungul focurilor de bălegar și de gunoi și din când în când se întâlneau cu muncitori care rătăceau prin fum ca niște umbre. Deși numai vișinii, prunii și câteva specii de meri înfloriseră, Toată livada era necată în fum și abia când ajunseră la răsadnice, covrin putu să răsufle. Fumul ăsta m-a făcut să strănut încă din copilărie, spuse el, cu umerii scuturați de un fior. Dar nici până astăzi nu am înțeles cum poate el să ferească de brumă. Când cerul e senin, fumul ține loc de nori, răspunse Tania. Și ce nevoie e de nori? Când cerul e acoperit, nu cade brumă. Da? A început să râdă și o lua de mână. Fața ei rotundă, învinețită de frig și foarte serioasă, sprâncenele fine și negre, gulerul ridicat și paltonul care o împiedica să-și miște gâtul în voie, rochia pe care o ridica, ferind-o de rouă, și întreaga ei făptură zveltă și gingașă îl înduioșau. Dumnezeule, cum a crescut! e domnișoară în toată legea, spuse el. Când am plecat de aici, acum cinci ani, era încă o fetiță slabă, cu picioare lungi și părul pe spate. Purtai rochițe scurte, iar eu, ca să te necăjesc, îți spuneam cocostârcul. Cum trece timpul? Da, oftă Tania, în cinci ani multe se schimbă. Spune drept, Andriușa, adăugă ea repede privindul în față nu e așa că te-ai înstrăinat de noi? Dar cum aș putea pretinde să fie altfel? Ești acum un om în toată firea, duci o viață interesantă, ai ajuns cineva? E așa de firesc să te înstrăinezi. Totuși, Andriușa, aș vrea atât de mult să ne consideri și acum ca ai tăi. Cred că avem dreptul la asta. Așa și fac, Tania. Pe cuvântul tău de onoare? Ți-o jur. Te mirai aseară că avem atâtea fotografii de ale tale, dar nu știi că tata te adoră? Uneori mi se pare chiar că te iubește mai mult decât pe mine. E mândru de tine, ești un adevărat savant. Ai făcut o carieră strălucită și e încredințat că ai ajuns astfel numai pentru că el te-a crescut. Nu-l contrazic, lasă-l să creadă. Începea să se lumineze de ziua. Se vedea după limpezimea cu care unduirile de fum și coroanele copacilor se profilau pe cer. Cântau privighetorile și se auzea pe câmp glasul prepelițelor. Toate bune, spuse Tania, dar e timpul să ne ducem la culcare. S-a făcut tare frig și luă de braț. Îți mulțumesc că ai venit, Andriușa. Cunoștințe pe aici avem foarte puține și cu totul lipsite de interes nu se vorbește decât de livadă și iar de livadă. Tulpină înaltă și tulpină mijlocie, mere zanete, mere oporto, mere borovinca, altoire simplă și altoire în ochi. Toată viața noastră e legată de livadă, adăugă ea râzând. Ziua și noaptea nu visez decât mere și pere. Fără îndoială, preocupările astea își au și ele rostul lor, sunt folositoare, dar ca distracție ai mai vrea și altceva. Îmi aduc aminte că de câte ori veneai în vacanță, casa întinerea și mi se părea mai luminoasă, ca și cum s-ar fi scos învelitoarea mobilelor și a policandrelor. Eram o fetiță, dar îmi dădeam totuși seama de schimbare. Tania continuă multă vreme astfel, vorbind cu sufletire. Covrin se gândi deodată că nu era exclus ca în vara aceea să se apropie de făptura aceasta micuță, plăpândă și vorbăreață și chiar să se îndrăgostească de ea. În situația lor, lucrul se putea întâmpla ușor și era foarte firesc. Gândul acesta îl și îl făcu să râdă. Se aplecă spre chipul ei drăgălaș și murmură aria binecunoscută. Oneghin, n-am să-ți tăinuiesc!" Tatiana o iubesc. Notă Începutul ariei lui Gremin din opera Evgeni Onegin de Piotr Ilyich Libretul are la bază romanul cu același titlu de Pușkin. Închei nota Când se întoarseră în casă, Egor Semionăci se și sculase. Nefiindu-i somn, Covrin rămase de vorbă cu el, și coborâ din nou în grădină. Egor Semionici era înalt și lat în umeri, avea burta și suferea de astm. Totuși mergea atât de iute că abia te puteai ține după el. Părea întotdeauna plin de griji și grăbit, ca și cum totul ar fi fost pierdut dacă ar fi zăbovit o singură clipă. Iată un fenomen interesant, tinere. Se opri el ca să-și potolească bătăile inimii. La suprafața pământului e temperatura de îngheț, iar dacă agăți termometrul de o prăjină înaltă de doi stânjeni, s-a terminat cu înghețul. De ce? Mărturisesc că nu știu, râse covrin. Hmm, bineînțeles că omul nu le poate ști pe toate. Oricât de deștept ar fi, mintea nu poate cuprinde totul. Mi se pare că tu te ocupi mai ales cu filozofia, da, țin cursuri de psihologie, dar mă interesează filozofia în general. Și nu te plictisești? Din potrivă, e rațiunea vieții mele. Foarte bine atunci, slavă Domnului, spuse Egor Simionuci, trecându-și gânditor mâna peste favoriții cărunți. Îmi pare foarte bine, nespus de bine, dragul meu. Dar dintr-o dată ciulii urechea și... Luând o înfățișare cumplită, se repezi sub pomi și dispăru norul de fum. Cine și-a legat calul de măr?" îl auzi covrin strigând cu o voce deznădăjduită că-ți rupea inima. Cine-i nemernicul, ticălosul care a îndrăznit să-și lege calul de măr? Doamne, doamne, strică tot, spurcă tot, prăpădesc tot și acum s-au pus și pe nelegiuiri. Livada-i pierdută, o, Doamne! Când se întoarse, fața era crispată de oboseală și de indignare. Nu știu ce să mai fac cu blestemații ăștia, exclamă el cu glas plângăreț, ridicând abătut brațele. Până să descarce asta noapte bălegarul, Stiopca s-a gândit să-și lege calul de măr și păcătosul a anodat din toate puterile funia de a jupuit în trei locuri scoarța pomului. Ce părere ai? Când i-am spus ce-a făcut, stătea ca lemnul și se holba la mine. Spânzurătoare ar fi prea puțin pentru asemenea nelegiuire. Când se potoli, îl strânse în brațe pe covrin și îl sărută pe obraj. Hai să lăsăm asta, Dumnezeu e mare, mormăi el. Sunt tare fericit că ai venit. Nici nu pot să-ți spun că de fericit. Îți mulțumesc. Pe soțchi făcu ocolul Ivezii cu pasul lui grăbit și cu aerul lui îngrijorat, arătându-i toate serele și toate răsadnițele și cele două prisăci pe care le numea minunea secolului. Între timp, soarele răsărise, scăldând în lumină grădina. Se făcuse cald. Covrin se gândi că era de-abia începutul lui mai, că vara avea să fie tot atât de luminoasă, de veselă și de lungă. Și dintr-o dată, îi se revărsă în piept valul de voioșie și de prospețime pe care îl simțea în copilărie când alerga prin livada aceea. La rândul lui, îl strânse pe bătrân în brațe și îl sărută cu multă căldură. Înduioșat și unul și altul, se îndreptară spre casă, luară ceaiul în cești de porțelan din alte vremi și mâncară chifle calde cu caimac proaspăt. Și aceste amănunte îi aminteau acum lui Covrin de copilărie și adolescență. Prezentul fermecător și aducerile aminte ce-l năpădeau se contopeau într-un sentiment nelămurit de încântare și, în același timp, de tristețe. Aștepta să se trezească Tania. Mai bău cu ea o ceașcă de cafea cu lapte, apoi făcu o plimbare. După aceea se închise în camera lui și începu să lucreze deschise o carte și se cufundă în lucru, citind și luând note. Din când în când ridica ochii, fie ca să-și arunce privirea pe ferestrele larg deschise, fie ca să mai admire florile încăude de rouă, care îmbolsămau aerul în glastrele de pe masă. Apoi se așternea iarăși pe citit, simțind că fiecare părticică din ființa lui se bucură și se înfioară de plăcere. Sfârșitul capitolului întâi aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Capitolul 2 Covrin continuă să ducă la țară o viață tot atât de încordată și de istovitoare pentru nervii săi ca și la oraș. Citea și scria fără măsură, învăța italienește și, chiar în timp ce se plimba, se gândea cu plăcere că peste câteva clipe are să înceapă din nou să lucreze. Dormea atât de puțin că toți se minunau de el. Dacă îi se întâmpla să ațipească o jumătate de oră în timpul zilei, nu mai putea să închidă ochii toată noaptea. A doua zi se simțea însă vioi și vesel, ca și cum ar fi dormit 12 ceasuri în șir vorbea mult, bea zdravăn și fuma țigări bune de foi. Aproape în fiecare zi, domnișoarele de la conacele învecinate veneau să o vadă pe Tania. Cântau la pian sau din gură împreună cu ea. Câteodată venea și un tânăr care cânta din vioară. Covrin era vrăjit de muzică. O sorbea cu nesați, o asculta cu un fel de exaltare nefirească. Ochii se închideau și capul îi se pleca într-o parte. Într-o seară, după ce luase răceaiul, citea pe verandă. Acompaniată de violonist, Tania, care avea o voce de soprană și o altă domnișoară contralto, descifrau cunoscuta serenadă de Braga. Notă Serenadă Legendă valahă de Gaetano Braga 1829-1907. Închei nota. Covrin asculta distrat cuvintele. Fetele cântau în rusește, fără să le poată pricepe înțelesul. O fată cu închipuirea bolnavă aude într-o noapte în grădină sunete atât de tainice, de încântătoare și de stranii, încât rămâne încredințată că nu poate fi vorba decât de o armonie cerească, peste putință să fie înțeleasă de muritori și care trebuie astfel să se întoarcă în ceruri. Covrin simți ploapele îngreuindu-se și lipindu-i se parcă. Se ridică și începu să se plimbe ostenit peste măsură prin salonaș, apoi prin salonul cel mare. Când fetele încetară să mai cânte, o luă pe Tania de braț și ieși cu ea pe verandă. De azi dimineață mă urmărește o legendă, îi spuse el. Nu-mi pot da seama dacă am citit-o sau am auzit-o povestită de cineva. În tot cazul, este stranie și fără sens. Trebuie, în primul rând, să spun că nu strălucește printr-un exces de claritate. Se pare că acum o mie de ani, un călugăr îmbrăcat în negru străbătea deșertul din Siria sau din Arabia. La câțiva kilometri de locul pe unde trecea, niște pescari, văzură un alt călugăr negru care mergea pe apele unui lac. Acest al doilea călugăr nu era decât un miraj. Acum, uită toate legile opticii pe care probabil că legenda nu le recunoaște, și ascultă ce spune povestea mai departe. Din acest miraj s-a născut un al doilea, din al doilea un al treilea și așa mai departe astfel încât imaginea călugărului negru s-a transmis la infinit dintr-un strat al atmosferei într-altul. Era văzută când în Africa, când în Spania, când în India, când în extremul nordic. În cele din urmă, trecu dincolo de hotarele atmosferei terestre și acum rătăcește prin tot universul, fără să întâlnească niciodată condiții care ar putea o face să dispară. Poate că în clipa aceasta călugărul este văzut pe planeta Marte sau într-una din stelele Crucii Sudului. Dar, draga mea, esența, punctul de atracție al legendei este că, după ce se vor fi scurs exact o mie de ani din ziua în care călugărul trecea prin deșert, mirajul se va reîntoarce în atmosfera terestră și oamenii îl vor putea vedea din nou. Și se pare că cei o mie de ani sunt pe punctul de a se împlini. Potrivit legendei, ar trebui să ne așteptăm să vedem apariția călugărului negru chiar în zilele acestea. Ciudat, miraj, răspunse Tania, căreia legenda nu-i plăcuse. Mai ciudat e, reluă Covrin râzând, că nu-mi pot deloc aminti unde și când am aflat povestea asta. Am citit-o, am auzit-o sau am visat-o? Îți jur pe Dumnezeul meu că nu mi-am de deloc. În tot cazul, legenda mă preocupă și m-am gândit la ea toată ziua. Lăsând-o pe Tania să se reîntoarcă la oaspeți, Covrin coborâ în grădină și se plimbă îngândurat în jurul straturilor de flori. Soarele asfințea. Florile proaspăt stropite răspândeau un parfum jilav care ațâța toate simțurile. În casă fetele începură din nou să cânte și din depărtare sunetul viorii părea și el un glas omenesc. Străduindu-se să-și aducă aminte unde auzise sau citise legenda, Covrin se îndreptă încet spre parc și fără să-și dea seama ajunse până la râu. Pe o potecuță șerpuind pe malul abrupt dintre rădăcinile mustăcioase ale copacilor, coborâ până la marginea apei, sperind un cârd de fluierari și două rațe sălbatice, care își lua războrul. Ici și colo, pe vârfurile pinilor, se mai vedeau ultimele raze ale soarelui, dar, peste unde, înserarea se lăsase de-a binelea. O punte era aruncată peste râu. Covrin trecu pe malul celălalt. În fața lui se întindea un lan de secară verde încă neînflorită cât vedeai cu ochii, nici o așezare omenească, nici sipenie de om. Ți se părea că, urmând poteca drept înainte, ai să ajungi în depărtarea neștiută, tainică, în care se cufundase soarele și de unde prindeau acum să se înalțe cu o impunătoare măreție volburile de pară ale amurgului. Ce spațiu! ce libertate și ce liniște! Se gândea Covrin înainte pe potecă. Ai zice că întreg universul mă privește. Tace și ascultă să-l înțeleg. Dar iată că un duir ca de ape se tălăzuiră pe câmpul de secară și adierea serii îi dezmiertă părul. O clipă după aceea, o nouă adiere și mai puternică, făcu să foșnească neclintit secara și în spate auzi pinii gemând nebușit. Covrin se opri uimit, în zare, ca un vârtej sau ca o trombă, se ridica de la pământ până la cer o uriașă coloană întunecată. Contururile erau nelămurite, dar se vedea că nu stă pe loc. Din potrivă, se deplasa cu o repeziciune înspăimântătoare. Înainta drept spre covrin și cu cât se apropia, cu atât se mișora și se vedea mai limpede. Covrin abia a avut timp să se dea la o parte ca să-i facă loc. Un călugăr îmbrăcat în negru, cu capul descoperit, cu părul cărunt și sprâncenele negre, cu mâinile încrucișate pe piept, trecu pe lângă el. Picioarele goale nu-i atingeau pământul. După ce trecu de el, călugărul se opri la câțiva pași, se întoarse spre Covrin, îi făcu un semn binevoitor cu capul și îi zâmbi prietenos și totodată și ret. Însă ce înspăimântător de galbenă și de slabă era fața. Începând din nou să crească, trecu apa, se izbi fără zgomot de malul lutos și de pini, îi străbătu și apoi se topica ca un fum. Așadar, legenda era adevărată. Murmură Covrin. Fără să încerce să-și explice strania arătare, fericit că avusese prilejul să vadă, și încă atât de aproape și de limpede, nu numai rasa neagră, dar și fața și ochii călugărului, Covrin se îndreptă spre Conac, impresionat în chipul cel mai plăcut. În parc și în grădină, oamenii își vedeau liniștiți de treburile lor ca și mai înainte, și în casă muzica nu încetase. Era limpede că numai covrin văzuse călugărul. La început voi să povestească totul Taniei și tatălui ei, dar își dădu seama că ar fi crezut cu toții că bate câmpii și s-ar fi speriat. Era mai nimerit să nu spună nimic. Se simțea mai bine dispus, mai vesel ca niciodată, râse zgomotos, cântă, dansă, mazurca și toți, atât Tania cât și oaspeții, găsiră că avea în ziua aceea pe față ceva strălucitor, inspirat și că era foarte interesant. Sfârșitul capitolului 2 Capitolul 3 După cină, când musafirii plecară, Covrin se duse la el în cameră și se întinse pe o canapea voia să se gândească la călugăr. Dar o clipă după aceea intră Tania cu un pachet de cărțulii și de șpalturi în mână. Uite, Andriușa, îi spuse ea, citește articolele tatei. Sunt foarte frumoase, scrie foarte bine. Ei, las-o mai ușor, protestă Egor Semionici, intrând în urma ei și râzând stânjenit. Nu te potrivi. Te rog, nu care cumva să le citești afară doar dacă nu vrei să adormi. Apoi poți să le citești, sunt bune ca somnifer. Eu, stăruit Ania cu o adâncă convingere, le găsesc foarte interesante. Citește-le, Andriușa, și convinge-l pe tata să scrie mai des. Ar putea întocmi un curs complet de horticultură. Bătrânul râse stingherit, se înroși și îndrugă obișnuitele fraze cu care încearcă să scape de laude orice autor timid. Apoi se dă dubă Dacă-i pe așa, atunci citește întâi articolul lui Goșer, apoi articolașele astea în rusește. Altfel n-ai să înțelegi nimic. Înainte de a citi obiecțiile ce le aduc, trebuie să știi la ce am răspuns. Dar, în definitiv, nu-i vorba decât de lucruri plictisitoare și cred că ar fi mai curând timpul să ne culcăm. Tania ieși. Egor Simeonuci se așeză pe canapea alături de covrin și suspina adânc. Ei da, dragul meu, rupse el tăcerea într-un târziu. așa e, scumpul meu magistru. Precum vezi, scriu articole, particip la expoziții și obțin medalii. Se spune că pe are mere cât capul de mari, că face avere cu grădina lui. Ce mai una alta? Bogat și mândru cociubei. Notă. Începutul poemului Poltava de Pușkin. Închei nota. Dar vorba e, la ce bun toate astea? Livada mea este într-adevăr minunată, o livadă model, în realitate, nu este o livadă, ci o adevărată întreprindere de mare însemnătate pentru stat, fiindcă asemenea livezi vor deschide o eră nouă în economia rurală și în industria rusească. Dar la ce bun? La ce o să folosească? Răspunsul îl dă livada singură. Nu asta vreau să spun. Întrebarea e alta ce o să se aleagă din livadă după moartea mea. Fiindcă, de îndată ce voi dispărea eu, nu o să mai rămână nicio lună în starea în care o vezi astăzi. Secretul succesului nu stă în întinderea livezii, nici în numărul muncitorilor, ci numai și numai, pricepe ce-ți spun, în dragostea mea pentru ea. O iubesc poate mai mult decât pe mine. Uită-te și tu, eu singur fac aproape totul. Muncesc din zor până în noapte. Eu altoiesc, eu tai, eu sădesc. Totul, totul e făcut cu mâna mea. Când mă ajută cineva, sunt gelos și mă enervez în așa hal încât devin grosolan. Tot secretul stă în patima mea. Ochiul stăpânului, mâinile lui, și când mă duc undeva în vizită pentru un ceas, nu mă simt în apele mele. Mă tem să nu se întâmple ceva, livezi în lipsa mea. Când o să mor, cine o să mai supravegheze să muncească? Grădinarii? Zilierii? Vezi? Asta vreau să spun, dragul meu. În meseria mea, cei mai mari dușmani nu sunt nici iepurii, nici cărăbușii, nici bruma, ci indiferența. Și Tania, întrebă Covrin râzând, s-ar putea oare ca și ea să fie mai primejdioasă decât iepurii? Ea cunoaște și e dragă opera dumitale. Da, o cunoaște și e dragă. Dacă după moartea mea, Livada îi rămâne ei și ea va fi stăpână, nimic de zis, dar dacă ferească Dumnezeu să mărită bolborosie Egor Simionici, uitându-se plin de spaimă la covrin. Aici e primejdia. O să se mărite, o să fie năpădită de copii și nu o să mai aibă timp să se gândească la livadă. Ceea ce mă îngrozește mai mult este teama că o să ia vreun domnișor achtia după bani care o să arendeze livada cine știe cui precupeți. Atunci totul se va mântui din primul an. În meseria noastră, femeile sunt biciul lui Dumnezeu. Egor Semionici oftă iarăși, tăcu o clipă, apoi reluă. Poate că e egoism din partea mea, dar îți mărturisesc deschis. Nu vreau ca Tania să se mărite. Mi-e frică. Vine pe aici un neisprăvit care scârție din vioară. Știu că Tania nu s-ar mărita niciodată cu el. O știu foarte bine. Ei, cu toate astea n-am ochi să-l văd. Ce vrei? Recunosc, dragul meu, că sunt un om tare ciudat. Egor Semionici se ridică și începu să se plimbe zbuciumat prin odaie. Era vădit că are de spus ceva foarte important și că nu îndrăznea. Uite ce e! Te iubesc foarte mult! Se hotărâ el în cele din urmă, vârându-și mâinile în buzunar și am să-ți vorbesc deschis. Eu am obiceiul să simplific anumite chestiuni delicate și să spun de-a dreptul ce cred. Nu pot să sufăr gândurile ascunse. Ți-o spun verde. Ești singurul om căruia nu m-aș să-mi dau fica. Mai presus de toate, ești deștept, inimos și n-ai îngădui să mi se primești duiască opera. Te iubesc ca pe copilul meu și sunt mândru de tine. Dacă s-ar înfiripa o idilă între tine și Tania, să știi că aș fi foarte mulțumit, chiar fericit. Ți-o mărturisesc fără înconjur, cinstit. Covrin început să râdă. Egor ci deschise ușa și apoi se opri în prag. Dacă tu și cu Tania ați avea un băiat, l-aș face horticultor. Dar astea sunt visuri de șarte. Noapte bună! Rămas singur, Covrin se întinse cât putu mai comod pe canapea și începu să citească articolele. Unul era intitulat, Despre culturile intermediare. Altul, Câteva cuvinte despre observațiile domnului Z asupra desfundării solului în vederea plantării pomilor. Un al treilea era intitulat, Câteva observații asupra altoirii în ochii latenți toate se învârteau în jurul acelorași teme. Dar ce ton agresiv, câtă patimă de-a dreptul bolnăvicioasă! Iată de pildă un articol, la prima vedere foarte inofensiv, judecând după titlu și cu un conținut banal, în care era vorba de specia de măr rus numit Antonovka. Egor Semionici își începea însă articolul cu cuvintele audiatur et altera pars și sfârșea cu sapienti sat. Și între aceste două citate, un torent de epitete usturătoare la adresa savantei ignoranțe a domnilor specialiști în horticultură, care contemplă natura de pe înălțimea catedrelor lor, sau la aceea a domnului Goșe, al cărui succes se datorează profanilor și dilentaților. Apoi își exprima părerea de rău, vădit nesinceră, că nu mai pot fi ciomăgiți, și astă, țăranii care, furând fructele, strică pomii. Iată o meserie frumoasă, simpatică, sănătoasă, gândi Covrin, dar nici ea nu-i lipsită de pasiuni și răfuieli. Stă, fără îndoială, în firea lucrurilor ca în orice domeniu oamenii care se consacră unei idei să fie irascibili și să se caracterizeze printr-o sensibilitate peste măsură de ascuțită. Altfel nu e cu putință. Își aminti de Tania, căreia îi plăceau atât de mult articolele tatălui ei. Era plăpândă, palidă și atât de firavă că îi se vedeau claviculele. Ochii ei mari, căprui, inteligenți, priveau necontenit, nu se știe unde, căutând nu se știe ce. Avea același mers ca și Egor Semionici, măsurat și grăbit. Îi plăcea mult să vorbească, să discute și își însoțea fiecare frază cât de neînsemnată cu o mimică expresivă și cu multe gesturi. Cu siguranță că era și ea foarte nervoasă. Covrin continuă să citească, dar, nemai putându-se concentra, se opri. După surescitarea plăcută cu care dansase mazurca și ascultase muzică, îl cuprinse acum un fel de oboseală și se lăsă copleșit pe gânduri. Se ridică și începu să se plimbe prin cameră, cugetând la călugărul negru. Și deodată îi se furișă în minte. Dacă el singur văzuse arătarea stranie și supranaturală, nu însemna oare că era bolnav și că ajunsese până acolo încât să aibă halucinații? Constatarea aceasta îl înspăimântă, dar pentru scurtă vreme. Mă simt în toate puterile mele și nu fac niciun rău nimănui, își spuse el. Înseamnă, deci, că nu-i nimic anormal în vedenile mele. Și din nou se însenină. Se așeză pe divan și își luă capul între mâini, încercând să-și stăpânească fericirea de neînțeles care îi umplea sufletul. Început din nou să se plimbe, apoi se puse pe lucru. Dar ideile pe care le găsea în cărțile lui nu îl mulțumeau. Voia ceva uriaș, de necuprins, izbitor. Spre ziua se dezbrăcă și se culcă. Trebuia totuși să doarmă. Când a auzit pașii lui Egor Semionici care cobora în grădină, Covrin sună și ceru să-i se aducă vin. Bău cunesați câteva păhărele de la fit, apoi își trase plapuma peste cap. Mintea ei se încețoșă și a dormi. Sfârșitul capitolului 3 Capitolul 4 Egor Semionici se certa adesea cu fica sa și atunci își spuneau lucruri neplăcute. Într-o dimineață, după o nouă discuție, Tania a început să plângă și se închise în camera ei. Nu mai ieși nici la prânz, nici la ceai. Tatăl ei, care mai întâi își luase un aer grav și bosunflat, ca și cum ar fi vrut să dea a înțelege că interesul ordinii și al dreptății era mai presus de orice, se înmuie repede și uită să mai facă pe grozavul începu să umble stingher prin parc, oprindu-se din când în când și oftând. Doamne, doamne! La masă nu mâncă nimic. Apoi, simțindu-se vinovat și cu conștiința neîmpăcată, bătu la ușa încuiată și strigă sfios. Tania! Tania! Drept răspuns, se auzi în dosul ușii un glas istovit de lacrimi, dar îndrăjit. Lasă-mă, te rog! Supărarea stăpânilor se răsfrângea în toată casa, până și asupra muncitorilor din livadă. Deși cufundat în lucrările lui interesante, Covrin se simți până la urmă și el trist și stingherit. Ca să împrăștie posomorala generală, se hotărâ să intervină și, spre seară, bătu la ușa taniei care-i deschise. Vai, vai!" începu el pe un ton glumeț, uitându-se surprins la fața scăldată în lacrimea Taniei și acoperită de pete roșii. Ce rușine! E așa de grav! Vai, vai! Dacă ai ști cum mă chinuiește, spuse Tania și alte lacrimi, lacrimea mare și grele, picurară din ochii ei mari. Mă chinuiește și nu mai pot, își frânse ea mâinile. Nu i-am spus nimic, nimic. I-am spus numai că nu-i nevoie de argați de prisos când se pot găsi zilieri cât poftești. De o săptămână oamenii stau degeaba. Atâta tot. Și din asta au făcut o adevărată dramă. Mi-a spus lucruri grele și foarte umilitoare. Pentru ce? Ei, lasă acum, spuse Covrin, mângâindu-i ușor părul. V-ați supărat, ai plâns, ajunge. Nu trebuie să rămâneți certați atât de mult. Nu e bine, mai ales când știi cât te iubește. Mi-a mi-a stricat toată viața, continuă Tania să plângă. Nu e zi în care să nu mă jignească, să nu mă înjosească. Socotește cotește că sunt de prisos în casa lui. Poate că are dreptate. Am să plec chiar mâine. Mă fac funcționară la poștă. Haide, haide, nu mai plânge, Tania. Nu trebuie, draga mea. Sunteți amândoi porniți și nervoși și deopotrivă de vinovați. Vino, am să vă împac eu. Covrin îi vorbea pe un ton alintător, încercând să o convingă, iar Tania continua să plângă, ținând mâinile împreunate și cu umerii scurturați de suspine, ca și cum i s-ar fi întâmplat o mare nenorocire. Și era cu atât mai mult milă de ea, cu cât își dădea seama că, deși pricina supărării nu era serioasă, suferea totuși adânc. O nimica toată putea să o facă nefericită o zi întreagă și chiar toată viața. În timp ce o mângâia astfel, Covrin se gândea că, în afară de fata aceasta și de tatăl ei, cu greu ar fi putut găsi pe cineva care să-l socotească, în măsura în care făceau ei, drept un prieten, drept de al lor. Părinții ei moriseră de când era încă în leagăn, și de n-ar fi fost aceste ființe iubitoare, cu siguranță că nici nu ar fi putut ști ce este duioșia sinceră, iubirea naivă, necugetată, pe care nu o încerci decât pentru ai tăi, pentru cei de același sânge. Simțea, de asemenea, că nervii fetiței acesteia, scuturată de plâns, răspundeau ca pilitura de fier unui magnet, nervilor săi bolnavi. N-ar fi putut iubi o femeie sănătoasă, voinică, cu obrajii rumeni. Tania îi plăcea tocmai fiindcă era palidă, plăpândă și nefericită. Simțea astfel o plăcere deosebită să-i dezmierde părul și umerii, să-i țină mâinile între ale sale și să-i șteargă lacrimile, Tania se liniști în sfârșit, dar continuă să se plângă de tatăl ei, de viața de nesuferit pe care trebuia să o ducă. Îl implora pe covrin să o înțeleagă. Apoi, încet, încet, începu să zâmbească, să suspine și să-i spună că îi pare rău că Dumnezeu îi dăduse un caracter atât de prost. Până la urmă, izbucni în râs, spuse că este o proastă și o zbughi afară din cameră puțin după aceea, Covrin o găsi pe Tania plimbându-se cu tatăl ei prin grădină, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Mâncau pâine cu secară, cu sare, fiindcă li se făcuse foame. Sfârșitul capitolului 4 Capitolul 5 Mulțumit că izbutise în rolul său de împăciuitor, Covrin se duse în parc, se așeză pe o bancă și se lăsă furat de gânduri se auzi un huruit de trăsură și răsunară râsăte zglobi. Sosiseră iarăși musafiri. Când umbrele în serări începură să se întindă peste parc, îi ajunseră până la ureche sunetele nedeslușite de voci și de vioară, care îi reamintiră de călugărul negru. Unde? În ce țară? Pe ce planetă rătăcea acum absurdul miraj? Dar abia își aduse aminte de legendă și revăzu în gând întunecata vedenie de pe câmpul de secară. Și, în aceeași clipă, din spatele unui brad ce se afla chiar în fața lui, se ivi, fără să fi făcut cel mai mic zgomot, un om de statură mijlocie, cu capul descoperit, cu părul cărunt, îmbrăcat în negru și desculț ca un cerșetor. Pe fața lui galbenă, ca aceea a unui mort, sprâncenele negre făceau un contrast izbitor. Salutându-l cu o înclinare prietenoasă a capului, cerșetorul sau pelerinul se apropie tot fără zgomot și se așeză lângă el pe bancă. Covrin își dădu seama atunci că era călugărul negru. O clipă se priviră în tăcere. Covrin, plin de mirare și călugărul, ca și data trecută, cu un aer binevoitor, dar puțin ironic și șiret. Ce cauți aici și de ce stai pe loc?" izbucni Covrin. Tu nu ești decât un miraj. Asta nu se mai potrivește cu legenda." Ce are a face?" răspunse călugărul după o clipă, cu o voce liniștită, întorcând capul spre el. Legenda, mirajul și eu însumi nu suntem decât plăsmuirea închipuirii tale fierbântate." sunt o vedenie. Atunci nu există în realitate? Crede ceea ce vrei, spuse călugărul cu un zâmbet ușor. Dar din moment ce există închipuirea ta și închipuirea ta face parte din realitate, înseamnă că fac parte și eu însumi din realitate. Ai trăsături îmbătrânite, inteligente, extraordinar de expresive ca și cum ai fi trăit cu adevărat peste o mie de ani. Nu știam că închipuirea mea poate să creeze astfel de fenomene, spuse Covrin. Dar de ce te uiți la mine cu atâta bunăvoință? Mă găsești pe placul tău? Da, faci parte dintre puținii care pot fi numiți pe bună dreptate aleșii lui Dumnezeu. Tu slujești adevărul veșnic. Gândurile, năzuințele tale, știința ta uimitoare, și întreaga ta viață poartă pe cetea divină, cerească, fiindcă sunt închinate rațiunii și frumosului, cu alte cuvinte a tot ceea ce este veșnic. Vorbește adevărul veșnic, dar acest adevăr veșnic este eloarea al oamenilor și le poate fi de folos atâta vreme cât nu există o viață veșnică. Dar există o viață veșnică. Crezi în nemurirea oamenilor? Desigur, un viitor mare, strălucit, vă așteaptă pe voi oamenii. Și cu cât vor fi pe pământ mai mulți oameni ca tine, cu atât mai curând se va înfăptui acest viitor. Fără voi, slujitori ai celui mai de seamă principiu și care trăiți liberi și conștient, omenirea ar da greș. Dacă ar fi trebuit să urmeze cursul dezvoltării ei firești, ar fi așteptat multă vreme sfârșitul vieții sale pământene. Dar voi o conduceți cu un avans de câteva mii de ani spre împărăția adevărului veșnic și în asta constă marele vostru merit. Voi întruchipați binecuvântarea Domnului, care s-a revărsat asupra omenirii. Și care e scopul vieții veșnice? întrebă Covrin. Scopul oricărei vieți este bucuria de a trăi. Adevărata bucurie constă în a ști. Și viața veșnică va dărui mereu mărețe și necesare izvoare din care să se adapte mintea omenească dornică de a ști. Și în acest sens stă scris, în casa tatălui meu multe lăcașuri sunt. Notă din Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 2. Închei nota. Nu-ți închipui, exclamă Covrin frecându-și mâinile de mulțumire, ce mult îmi place să te ascult. Mă bucur. Când vei pleca însă, mă va frământa problema realității tale. Ești o fantomă, o halucinație. Înseamnă deci că psihicul meu este bolnav, Că nu sunt normal. Ei și, chiar dacă ar fi așa, n-ai de ce să te neliniștești. Ești bolnav fiindcă ai muncit peste puterile tale și ai obosit. Înseamnă, deci, că ți-ai sacrificat sănătatea pentru o idee și nu-i departe vremea când îți vei da viața pentru acest scop. Ce poate fi mai frumos? Spre asta năzuiesc îndeopște. Toate ființele nobile și superioare. Dacă mă știu atins de o boală mentală, cum mai pot oare crede în mine. Dar cine îți spune că oamenii de geniu, în care crede -o, a o lume întreagă, nu au avut vedenii. Savanții susțin astăzi că geniul este vecin cu nebunia. Află prietene, că numai oamenii de rând. Masa cu spirii de turmă este sănătoasă și normală. Și noțiunile de surmenaj, de degenerare, de secolul nervilor, nu pot speria decât pe cei ce trăiesc numai pentru prezent, cu alte cuvinte, numai turmă. Romanii spuneau, mens sana incorpore sano. Romanii și grecii nu aveau întotdeauna dreptate în tot ce spuneau. Înălțarea spiritului. Exaltarea, euforia, tot ce deosebește pe omul de rând, de proroci, de poeți și de cei ce au suferit pentru o idee, toate acestea sunt potrivnice laturii animalice din om, cu alte cuvinte, sănătății sale trupești. Îți repet, dacă vrei să rămâi sănătos și normal, intră în rândurile turmei. Ciudat, murmură Covrin îmi spui lucruri la care m-am gândit și eu adeseori. S-ar zice că mi-ai pătruns în suflet și mi-ai surprins gândurile cele mai ascunse. Dar să nu mai vorbim de mine. spune -mi mai curând, ce înțelegi prin adevărul veșnic? Călugărul nu răspunse. Covrin îl privi mai atent, dar nu-i mai desluși chipul. Trăsăturile îi se încețoșau, apoi se ștergeau, capul și mâinile îi pieriră. Și trupul îi se încontopi cu banca și amurgul și se făcu nevăzut. Halucinația s-a sfârșit, își spuse râzând covrin. Păcat! Se îndreptă vesel, fericit spre casă. Puținul pe care îl spusese călugărul îi măgulea nu numai mândria, ci tot sufletul, întreaga făptură. Să fiu un ales! Să slujești adevărul veșnic, să fii printre cei care vor face cu câteva mii de ani mai devreme omenirea demnă de împărăția Domnului. Cu alte cuvinte, să scutești pe oameni de câteva mii de ani de luptă, să-i scapi de păcate și de suferințe, să sacrifici totul ideii de tinerețe, putere și sănătate. Să fii gata să mori pentru binele obștesc. Ce nobilă și fericită soartă! Trecutul se înfățișa în minte curat, înțelept, închinat muncii. Covrin revăzu în gând tot ce învățase și învăța la rândul lui pe alții și își spuse că nu era nicio exagerare în cuvintele călugărului. Se întâlni cu Tania care coborâse în parc să-l caute. Își schimbase rochia. Ah, iată-te!" exclamă ea. Te-am căutat cu toții, pretutinderi. Dar ce ai? Se miră însă, văzându-l atât de radios, plin de extaz și cu ochii uzi de lacrimi. Ce ciudat arăți, Andriușa! Tania, sunt mulțumit, spuse Covrin, punându-i mâna pe umăr. Sunt mai mult decât mulțumit, fericit, Tania! Draga mea, Tania, ești o ființă nespus de drăgălașă! Ah, cât sunt de fericit, Tania, cât sunt de fericit! Îi sărută cu foc amândouă mâinile, apoi continuă. Am trăit din ea ori câteva clipe radioase, eterate, mărețe. Dar nu-ți pot povesti totul, fiindcă mai socotine nebun sau nu mai crede. Să vorbim mai bine despre tine, draga, puna mea, Tania. Te iubesc și m-am deprins să te iubesc. Prezența ta, putința de a te vedea de 10 ori pe zi, au ajuns pentru mine o adevărată nevoie sufletească. Nu știu cum o să mai pot sta fără tine când va trebui să plec. Ei, râse ea, după două zile nici n-ai să te mai gândești. Noi suntem niște bieți muritori de rând și tu ești un om mare. Nu, Tania, să vorbim serios. Am să te iau cu mine. Spune, vrei să vii cu mine? Vrei să fii a mea? Glumești? Vreau să râdă iar, însă râsul nu o mai asculta și obrazul îi se acoperi de pete roșii. Inima a început să-i și ea se depărtă repede, dar nu spre casă, ci spre fundul parcului. Nu mă gândeam la asta, spuse ea frângându-și mâinile, ca și cum ar fi fost deznădăjduită. Nu mă gândeam deloc. Covrin, venind în urma ei, șoptea cu același aer radios, extaziat. Vreau o dragoste care să mă cuprindă cu totul și dragostea asta numai tu singură mi-o poți da, Tania. Sunt fericit, fericit. Uluită, copleșită, gârbovită, parcă, Tania a că îmbătrânise dintr-o dată cu zece ani. Dar el o găsea frumoasă și nu și ascundea entuziasmul. Cât e de frumoasă! Sfârșitul capitolului 5 Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu toate înregistrările audio.eu sunt din domeniul public. Capitolul 6 Aflând de la Covrin că Idila nu numai că se înfiripa, dar că va sfârși chiar cu o nuntă, Egor Semionăci se plimbă multă vreme din colț în colț, încercând să-și ascundă tulburarea. Mâinile îi tremurau și vinele gâtului, care se făcuse stacojiu, îi se umflaseră dădu ordin să se înhame calul la bihuncă și plecă peste câmp. După felul cum dădu bici calului și cum își înfunda șapca până peste urechi, Tania înțelese starea lui de spirit. Alarmată, se închise la ea în cameră și plânse toată ziua. În seră piersicile și prunele se și copseseră, Împachetarea și expedierea la Moscova a fructelor acestora gingașe cereau o deosebită luare a minte și multă bătaie de cap. Vara fiind secetoasă, livada trebuia să fie necontenit udată, rădăcină cu rădăcină. Bineînțeles că operația asta cerea și ea mult timp și multe brațe. Apoi se produse o adevărată invazie de omizi. Muncitorii, Egor Semionăci și chiar Tania, le omorau cu degetele, spre marea scârbă a lui Covrin. Pe lângă toate astea, începură să sosească și comenzile de fructe și de puieți pentru toamnă, astfel că trebuia întreținută o vastă corespondență. Apoi, tocmai când lucrarea era în toi, și lumea nu-și mai vedea capul de treabă, sosi și vremea coasei și a secerișului, care lipsi grădina de jumătate din muncitori. Ars de soare, rupt de oboseală, exasperat, Egor Semionăci alerga din grădină în câmp și de la câmp în grădină, strigând în gura mare că toți îl chinuiau ca pe Cristos și că avea să-și tragă un glonț în cap. La toate acestea se adăugau și grijile trusoului, la care pe Soțchi ținea foarte mult. Clinchetul foarfecilor, zgomotul mașinilor de cusut, mirosul fiarelor de călcat și capricile croitoresei, o femeie nervoasă și supărăcioasă, zăpăceau pe toți din casă. Și ca un făcut, în fiecare zi veneau musafiri ce trebuiau hrăniți, distrați, găzduiți peste noapte. Dar toate caznele acestea se scurseră învăluite ca într-o ceață. Daniei îi se părea că dragostea și fericirea o furaseră pe neașteptate, deși, fără să știe de ce, de la 14 ani fusese sigură că o să se mărite cu covrin. Acum însă se frământa, când uluită, când cuprinsă de îndoieli. Ba era copleșită de o bucurie atât de mare încât îi venea să zboare, să se înalțe în nori, ca să mulțumească lui Dumnezeu, Ba își amintea că în august trebuia să plece din casă și să-și părăsească tatăl. Ba Dumnezeu știe de unde îi venea gândul că nu-i bună de nimic, că ești arsă și nedemnă de un om mare cum era Covrin. Se închidea atunci la ea în cameră și plângea amarnic ceasuri întregi. Când aveau musafiri, îi se părea că Covrin este nemaipomenit de frumos, că toate femeile sunt îndrăgostite de el și că o pizmuiesc, sufletul îi se umplea atunci de mândrie și de încântare, ca și cum ar fi cucerit lumea întreagă. Dar era destul ca Andrei Covrin să surâdă politicos vreunea din domnișoarele ce veneau în vizită, pentru ca ea să tremure de gelozie. Și iar se închidea în cameră și iar vărsa torente de lacrimi. Sentimentele acestea noi o stăpâneau cu totul și Tania își ajuta acum tatăl în mod mașinal, fără să vadă nici piersicile, nici omizile, nici pe muncitori, nici cât de repede trecea timpul. Același lucru se petrecea și cu Egor Semionăci. Muncea de dimineață până seară, era veșnic grăbit și mânios, dar și pentru el totul se petrecea într-un fel de semitrezie vrăjită. S-ar fi părut că în el să lășluiau doi oameni deosebiți. Unul, adevăratul Egor Semionăci, care se înfuria și se bătea cu pumnii în cap de deznădejde când grădinarul Ivan Carlici îi aducea la cunoștință ceva ce nu mergea cum trebuie, și altul, parcă pe jumătate biat, care întrerupea brusc o convorbire serioasă despre treburile grădinii, îl bătea pe umăr pe grădinar și începea să filozofeze. Orice s-ar zice, ereditatea face mult, spunea el. Mama lui Covrin a fost o femeie uimitoare, un suflet ales și foarte inteligentă. Ți era mai mare dragul să-i privești fața bună, curată, luminoasă, ca în a unui înger. Picta minunat, scria poezii, vorbea cinci limbi, cânta. Sărmana, Dumnezeu să o ierte, a murit de piept. Egor Semionăci, dar nu cel adevărat, ofta și după o clipă îi dădea înainte. Când era copil și stătea la noi, și el avea un chip de înger, luminos și bun. Privirea, gesturile și vorbele îi erau tot atât de drăgălașe, de blânde, ca și acelea ale mamăsii. Și ce inteligență! Întotdeauna ne-am minunat de deșteptăciunea lui. Nu degeaba a ajuns el magistru. Și să vezi, Ivan Carlăci, ce o să mai fie peste zece ani, nici nu o să îndrăznim să ne apropiem de el. Dar deodată adevăratul Egor Semionici se arăta din nou mânios, holba ochii și, luându-și capul în mâini, începea să se vaiete. Diavolii! Strică, prăpădesc și profanează totul. Livada e pierdută, s-a isprăvit cu ea. Fără să ia seama la fierberea din jurul lui, Covrin muncea cu aceeași râvnă. Dragostea turnase numai bine gaz pe foc. După fiecare ceas petrecut cu Tania, se întorcea la el în cameră fericit, extaziat și se așternea pe citit sau pe scris cu aceeași patimă cu care își sărutase logodnica și îi jurase că o iubește. Spusele călugărului negru despre aleșii domnului, despre adevărul veșnic și strălucitorul viitor al omenirii, dădeau muncii sale o însemnătate deosebită, excepțională, îi umpleau sufletul de mândrie și de conștiința propriei sale iluminări. O dată sau de două ori pe săptămână, Covrin se întâlnea în parc sau chiar prin casă cu călugărul negru și sta îndelung de vorbă cu el. Departe de al speria, întâlnirile acestea îl entuziasmau, fiind acum pe deplin încredințat că astfel de apariții nu sunt hărăzite decât oamenilor excepționali, aleșilor care își închină viața ideii. Într-o zi, călugărul se înfățișă chiar în timpul mesei și se așeză lângă fereastra sufrageriei. Covrin se bucură și, continuând conversația cu Tania și Egor Semionăci, o aduse dibace în așa fel ca să-l poată interesa și pe călugăr, care asculta și în cuvința prietenos din cap. Egor, Semionuci și Tania ascultau și ei zâmbind. Fără să bănuie, Covrin nu vorbise cu ei, ci cu vedenia sa. Postul adormirii Maicii Domnului sosi pe nesimțite, apoi puțin după aceea ziua în care fusese sorocită nunta. Potrivit dorințelor lui Egor Semionuci, Cununia fu celebrată cu multă strălucire, cu alte cuvinte se transformă într-o zăpăceală de nedescris, care ținu două zile și două nopți. Se bău și se mâncă de trei mii de ruble, dar muzica proastă adusă dintr-un orășel apropiat, discursurile gălăgioase, zăpăceala slugilor, hărmălaia și înghesuiala nu îngăduiră măcar ca vinurile și alte bunătăți comandate la Moscova să fie gustate și prețuite după merit. Sfârșitul capitolului 6 Capitolul 7 Într-o noapte lungă de iarnă, Covrin citea în pat un roman franțuzesc. Biata Tania, care încă nu se obișnuise cu viața de la oraș și în fiecare seară se plângea de dureri de cap, dormea de mult, șoptind din când în când prin somn cuvinte fără șir. O pendulă sună ceasul trei. Covrin stinse lumânarea și rămase multă vreme nemișcat, cu ochii închiși. Nu putea să adoarmă, fiindcă îi se părea că în cameră e prea cald și fiindcă Tania vorbea în vis. La patru jumătate aprinse lumânarea și zări pe călugărul negru, șezând într-un fotoliu la picioarele patului. – Bună seara! – îi spuse arătarea. Apoi, după câteva clipe de tăcere, îl întrebă la ce te gândești? La glorie, răspunse Covrin. În romanul francez pe care îl citeam este vorba de un tânăr savant care face tot felul de nebunii fiind însetat de glorie. Mie sentimentul acesta mi-e necunoscut. Fiindcă ești un om deștept și consider gloria drept un lucru fără importanță, o jucărie care nu te interesează. E adevărat, Celebritatea nu te ispitește. Ce plăcere, ce măgulire sau ce lecție de viață poți găsi în faptul că ți se sapă numele pe un monument funerar pe care vremea șterge aurul și macină inscripția. Din fericire, sunteți prea mulți pentru ca slaba minte omenească să vă poată reține numele. Fără îndoială, în cuvință, Covrin, și de ce ne-am aminti? De ce? Dar să vorbim de altceva. Despre fericire, de pildă. Ce este fericirea? Când pendula bătu ora cinci, Covrin ședea pe marginea patului, cu picioarele pe covoraș și îi spunea călugărului. În antichitate trăia un om atât de fericit, încât până la urmă s-a temut de propria lui fericire și, ca să îmbuneze pe zei, le-a sacrificat inelul său preferat. Știi, în tocmai ca pe policrat, fericirea începe să mă neliniștească și pe mine. Mi se pare ciudat ca de dimineața până seara să nu simt decât fericire și bucurie. O bucurie atât de mare încât înnăbușă orice alt sentiment. Nu știu ce e supărarea, tristețea, plictiseala. Uite, nu dorm. Insomnia îmi ține ochii deschiși și nu mă plictisesc de fel. Ți-o spun foarte serios. Încep să fiu neliniștit. De ce? se miră călugărul. Bucuria este oare un sentiment supranatural? Nu trebuie ea, din potrivă, să constituie starea de spirit normală a omului? Cu cât dezvoltarea intelectuală și morală a omului este mai ridicată, cu atât omul e mai liber și viața îi dă mai multă satisfacție. Socrate, Diogene și Marca Aureliu erau plini de bucurie nu de întristare. Apostolul spune și el, bucurați-vă pururea. Notă. Cuvintele apostolului Pavel din epistola întâi către tesaloniceni, capitolul 5, versetul 16. Închei nota. Bucură-te, deci, și tu, fără grijă, și vei fi fericit. Și dacă zeii se mânie dintr-o dată, râse covrin, dacă mi-au -mi în destularea și mă obligă să cunosc foamea și frigul. Nu o să-mi fie pe plac. Tania, care se trezise, se uita cu uimire și spaimă la bărbatul ei, care stătea de vorbă cu fotoliul, gesticulând și râzând. Ochii străluceau și în râsul lui era ceva straniu. Andriușa, întrebă ea, cu cine vorbești? Spune-mi, cu cine? Cu cine? se tulbură el. Uite, nu-l vezi? Și-a de în fotoliu. Și arătă spre călugărul negru. Nu-i nimeni aici, nimeni. Andriușa, tu ești bolnav. Tania îl trase lângă ea și se ghemui la pieptul lui ca și cum ar fi vrut să-l apere de vedenii, acoperându-i ochii cu mâna. Ești bolnav, se pornia pe plâns tremurând toată. Iartă-mă, iubitul meu drag, dar mi-am dat seama mai de mult că sufletul ți-e tulburat. Ți-e mintea bolnavă, Andriușa. Văzând că tremură, începu și el să tremure. Se mai uită odată la fotoliul care acum era gol și, pe neașteptate, simți o ciudată slăbiciune în brațe și în picioare. I se făcu frică și începu să se îmbrace. Nu-i nimic, Tania, murmură el, continuând să tremure. Nu-i nimic. E adevărat, sunt puțin bolnav, trebuie să recunosc. Mi-am dat de mult seama de asta și nu numai eu, ci și tata, spuse ea, încercând să-și oprească lacrimile. Vorbești singur, zâmbești într-un chip ciudat, nu dormi. Dumnezeule, ai milă de noi, dar să nu te sperii, Andriușa, o să-ți nu te teme. Începu și ea să se îmbrace, și abia atunci, văzând-o atât de deznădăjduită, Covrin înțelese gravitatea stării sale. Pricepuce ce însemna și călugărul negru și convorbirile cu el. Acum înțelegea limpede că era nebun. După ce se îmbrăcă, Tania și Covrin trecură fără să știe de ce în salon. Tania ieși cea din tâi din cameră și el o urmă, și se loviră piept în piept cu Egor Semionici, care venise să stea câteva zile la ei și care, trezit de plânsul sultaniei, se grăbea cu o lumânare în mână să vadă ce se petrece. Nu-ți fie frică, Andriușa," continuă Tania, tremurând, de parcă ar fi fost cuturată de friguri. Nu-ți fie frică. Nu-i așa, tată, că o să-i treacă? Sigur că o să-i treacă." Emoționat, Covrin nu putea vorbi. Ar fi vrut să-i spună socrului său pe un ton glumeț. Felicite-mă, cred că am nebunit. Dar nu putu decât să miște buzele și surâse amar. Dimineața la ceasurile nouă, îi puseră o șubă peste palton, îl înveliră cu un pled și îl duseră cu trăsura la un doctor. Începu un tratament. Sfârșitul capitolului șapte aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările cărțiaudio.eu sunt din domeniul public Capitolul 8 Veni iarăși iarna Doctorul prescrise bolnavului aerul de țară Vindecat Covrin nu mai vedea călugărul negru. Trebuia numai să-și redobândească puterile. Instalat la socrul său, se hrănea cu mult lapte, nu lucra decât două ore pe zi, nu mai bea vin și nici nu fuma. În ajunul sfântului Ilie, vecernea se slujia acasă. Când ascălul a dus preotului cădelnița, în salonul cel mare cu atmosferă bătrânească, se răspândi un miros de cimitir. Cuprins de tristețe, Covrin coborând livadă. După ce se plimbă fără să arunce o privire florilor minunate și stătu o vreme pe bancă, trecu un parc. Ajungând la râu, coborâ pe mal și rămase gânditor, privind cum se duce apa la vale. Pinii întunecați, cu rădăcini mustăcioase, care anul trecut îl văzuseră atât de tânăr, voios și plin de putere, nu mai fremătau stăteau nemișcați și muți, ca și cum nu l-ar mai fi recunoscut. Se tunsese scurt, nu mai avea părul lung și frumos de mai înainte. Mersul îi se îngreuiase și trăsăturile îi se îngroșaseră, ofilindu-se în același timp. Covrin trecu puntea de cealaltă parte a râului. Pe câmpul verde, unde anul trecut se întindea secara, ovăzul era acum secerat în postăți. Soarele asfințise și o geană de foc înroșea zarea, prevestind că a doua zi avea să fie vânt. Domnea o liniște desăvârșită. Fără să-și ia ochii de pe punctul de unde i-a apăruse anul trecut pentru prima oară că călugărul negru, Covrin așteptă vreo 20 de minute până ce amurgul început să se stingă. Când se întoarse acasă, obosit și nemulțumit, slujba de vecernie se sfârșise. Egor Semionici își lua ceaiul pe terasă cu Tania. Când îl văzură apropiindu-se, tăcură dintr-o dată și covrin înțelese că vorbeau despre el. – Vino, îi spuse Tania, e tocmai ora când trebuie să-ți bei laptele. – Nu încă, răspunse el, așezându-se pe treapta de jos a terasei. – Bea tu, eu n-am poftă. Tania aruncă tatălui o privire îngrijorată și voi parcă să se dezvinovățească. Tu singur ai spus că laptele ți-a făcut bine. Chiar foarte bine, zâmbi el. Te felicit, de vineri am mai câștigat o jumătate de kilogram. Își strânse puternic tâmplele în mâini și spuse cu deznădejde. De ce? De ce m-ați vindecat? Doctoriile cu bromură, inactivitatea, Băile calde, supravegherea, teama ne roadă pentru fiecare înghițitură, pentru fiecare pas, toate astea or să mă tâmpească până la urmă. E adevărat, eram pe cale să nebunesc și ajunsesem megaloman, dar eram vesel, puternic și chiar fericit. Eram interesant și original. Acum sunt serios și rezonabil, dar la fel ca toți oamenii. O mediocritate și mă plictisesc de moarte. Ah, de ce v-ați purtat atât de nemilos cu mine? Aveam halucinații, dar pe cine stingeream? Făceam rău cuiva? Spuneți-mi, cui făceam rău? Nu știi ce spui, oftă Egor Semionăci, nici nu vreau să aud. N-ai decât să nu asculți. Prezența oamenilor și îndeosebia lui Egor Semionăci îl întărâta acum, îi răspundea rece, sec și chiar grosolan. Nu se mai uita la el decât cu un aer jocoritor și cu ură. Socrul său se tulbura și tușea cu un aer vinovat, neînțelegând cum se făcea că raporturile lor, atât de cordiale și simple de mai înainte, se schimbaseră. Tania se strângea lângă tatăl ei și îl privea neliniștită în ochi. Ar fi vrut să priceapă și nu înțelegea nimic, un singur lucru era limpede pentru ea. Lucrurile se înrăutățeau din zi în zi. Egor Semionici îmbătrânise văzând cu ochii și bărbatul ei ajunsese nervos, capricios și mai puțin atrăgător. Nu-i mai venea nici să râdă, nici să cânte, nu mai putea nici să doarmă. Și stătea nopți întregi cu ochii deschiși în așteptarea unei catastrofe. Era atât de obosită încât într-o zi și nase și nu se trezise de la prânz până seara. În timpul vecerniei îi se păruse că bătrânul plângea, dar acum, când se găseau toți trei pe terasă, încerca să nu se mai gândească. Ce fericiți au fost Buda, Mahomed sau Shakespeare, reluă Covrin, că rudele lor nu s-au gândit să-i vindece de extazele sau de inspirația lor, spuse Covrin, dacă Mahomed s-ar fi îndopat cu bromură, n-ar fi lucrat decât două ceasuri pe zi și ar fi făcut o cură de lapte, nimeni nu și-ar mai aminti de el mai mult decât de cățelul lui. Doctorul și rudele grijulii or să îndobitocească omenirea. Mediocritatea o să fie luată drept geniu și civilizația o să se prăbușească. Dacă ați ști, spuse Covrin în ciudat, cât vă sunt de recunoscător. Covrin se simțea plin de iritare și, ca să nu spună nimic necuvincios, se ridică brusc și intră în casă. Nu se auzea niciun zgomot. Prin ferestrele deschise năvălea parfumul de flori de tutun și de regina nopții. Pete verzui de lună se așterneau pe coada pianului. Covrin își aminti cât de fericit era anul trecut, când pretutindeni plutea, ca și acum, miasma de regina nopții și luna înălbea ferestrele. Nădăjduind să găsească exaltarea de altă dată, intră repede în birou, aprinse o țigară tare de foi și porunci feciorului să-i aducă vin. Dar țigara îi amără gura și vinul nu mai avea gustul de anul trecut. Ce înseamnă dezobișnuința? Trabucul și cele două înghizituri de vinul amețiră. A avut palpitații și trebuie să ia bromură. Înainte de a se culca, Tania îi spuse: Tata te adoră, ești supărat pe el, nu știi nici tu de ce, și lucrul acesta îl frământă nespus. Nu-ți dai seama, îmbătrânește văzând cu ochii. Pentru numele lui Dumnezeu, Andriușa, te rog, în amintirea răposatului tău, tată, și pentru liniștea mea, fi drăguț cu el. Nu pot și nici nu vreau. De ce? Întrebă ea tremurând explică -mi și mie, de ce? Fiindcă nu mi-e simpatic, atâta tot, răspunse el într-o doară ridicând din numeri. Să nu mai vorbim de asta, e tatăl tău. Nu te pot înțelege, stărui ea, cuprinzându-și tâmplele cu privirea fixă. Se petrece aici la noi ceva de necrezut, groaznic. Tu nu mai ești același, te-ai schimbat. Tu, un om inteligent, superior, te superi de toate nimicurile, te legi de toate vorbele. Te frămânți într-una pentru orice flac, că uneori nu te mai recunosc și mă întreb dacă ești într-adevăr tu. Haide, adăugă ea, înspăimântându-se singură, de ei și sărutându-i mâinile. Nu te supăra. Ești inteligent, bun, ai un suflet mare, o să fii drept cu tata. E atât de cum se cade. Nu e cum se cade, e bleg. Unchi de operetă de soiul tatălui tău, cu cap lajin, rotund ca o lună plină, extrem de primitor și de original, mă făceau să râd și în povestiri, și în operetă, și în viață. Dar acum mă scârbesc. Sunt egoiști până în măduva oaselor. Ce mă scârbește mai mult la ei este îmbuibarea și optimismul burților, un optimism de bou sau de mistreț. Tania se așeză pe pat și își culcă încet capul pe pernă. E un adevărat chin. De-abia putea să mai vorbească și după glas îi puteai măsura oboseala. De asta iarnă nu mai am o clipă de liniște. Dumnezeule, este îngrozitor cât sufăr. Bineînțeles, eu sunt Irod, iar tu și tatăl tău sunteți niște prunci nevinovați. Firește, Chipul lui i se părut dintr-o dată Taniei antipatic și urât. Ura și aerul bagiocoritor nu-l prindeau. Își dăduse mai de mult seama că parcă îi lipsea ceva, că de când se răsese pe cap, îi se schimbase rătrăsăturile. Ar fi vrut să-i spună ceva jignitor, dar sentimentul acesta de neașteptată vrăjmășie oului. Se înspăimântă și ieși din cameră. Sfârșitul capitolului 8 Capitolul 9 Covrin fu numit profesor titular. Afișe anunțând că lecția sa de deschidere va avea loc la 2 decembrie, fură lipite pe sălile universității. Dar în ziua fixată, Covrin îl vesti pe rector printr-o telegramă că nu își va putea ține prelegerea, fiind bolnav. Începuse să aibă hemoptizii. Scuipa sânge, însă cam de două ori pe lună sângele îi curgea gârlă și atunci se simțea îngrozitor de slăbit și avea stări de somnolență. La drept vorbind, hemoptiziile nu-l speriau prea mult, fiindcă știa că și mama lui trăise mai bine de 10 ani bolnavă de piept. Doctorii îl asigurau și ei că starea lui nu era primejdioasă. Îl sfătuiau numai să nu aibă emoții, să ducă o viață regulată și să nu vorbească prea mult. În ianuarie, deschiderea cursului fu din nou zădărnicită de același motiv și, cum în februarie era prea târziu, totul trebuia să fie amânat pentru toamna următoare. Covrin nu mai trăia cu Tania, ci cu o altă femeie, cu doi ani mai mare ca el, care îl îngrija ca pe un copil. Era liniștit și supus. Nu se împotrivea niciodată și când Varvara Nicolaevna, așa se numea prietena lui, hotărâ să-l ducă în Crimea, primi, deși nu se aștepta la nimic bun de la călătoria asta. Ajunseră la Sevastopol seara și descinseră la un hotel ca să se odihnească și să continue a doua zi drumul până la Ialta. Drumul îi ostenise pe amândoi. După ce își bău ceaiul, Varvara Nicolaevna se culcă și a dormit într-o clipă. Covrin însă nu se culcă. Cu un ceas înainte de a pleca la gară, primise de la Tania o scrisoare, pe care nu se hotărâse să o deschidă. Scrisoarea se afla acum în buzunarul hainei lui și gândul la scrisoare îl zgândări neplăcut. În adâncul lui, considera căsătoria cu Tania o greșeală. Era mulțumit că se despărțiseră definitiv. Tania slăbise într-atât, încât semăna mai degrabă cu niște moaște vii. Numai ochii ei mari și inteligenți mai păreau să trăiască. Amintirea ei nu mai trezea în covrin decât milă pentru ea și ciudă împotriva lui. Scrisul de pe plic îi aducea aminte cât de crud și de nedrept fusese cu doi ani în urmă. Cum se răzbunase pe două făpturi nevinovate de destrămarea lui sufletească, de plictiseală, de singurătate și de sila lui de viață. Revăzu clipa în care rupsese în bucățele dizertația de magistru și articolele scrise în timpul bolii sale mintale. Zvârlite pe fereastră, bucățelele de hârtie se roteau, apoi rămâneau aninate pe ramuri și pe flori. În fiecare rând vedea dovada unor pretenții pe care nimeni nu le îndreptățea, agresivitate necugetată, înfumurare și megalomanie și avea impresia că citea o descriere a tuturor defectelor sale. Dar când cel din urmă caiet fu rupt și aruncat pe fereastră, Covrin încercase și părere de rău și ciudă. Intrase la nevastă sa în cameră și îi spusese o mulțime de lucruri neplăcute. Doamne, cât o mai chinuise! Altădată, simțind nevoia să o facă să sufere, îi spusese că tatăl ei jucase un rol puțin simpatic în toată povestea lor, fiindcă îl rugase să se căsătorească cu ea. Auzindu-l din întâmplare, Egor Semioneci se năpustise în cameră, dar, de disperat ce era, nu izbutise să spună niciun cuvânt. Nu putuse decât să se frământe și să băiguie în mod curios, de parcă i-ar fi paralizat limba. Văzându-l într-o asemenea stare, Tania scoase un strigăt sfârșietor și le șinase. Era groaznic. Și scrisul de pe plic îi reamintea acum de toate acelea. Covrin ieși pe balcon. Aerul era blând și cald și se simțea mirosul mării. Minunatul golf oglindea luna și luminile de pe țărm și avea un colorit pentru care ar fi fost greu de găsit cuvântul potrivit. Era o armonie gingașă de albastru și de verde. Pe alocuri apa avea reflexe de piatră vânătă și mai departe lumina lunii dădea impresia că s-a închegat și că umple golful. Ce minunată potrivire de tonuri! Ce pace! Ce liniște! Ce măreție! La etajul de jos, ferestrele trebuie să fi fost deschise, fiindcă se auzeau dezlușit râsete și glasuri de femei. Fără îndoială, era o sindrofie. Făcând o sforțare, Covrin rupse plicul și se reîntoarse în cameră să citească scrisoarea. Tata a murit. Tu ești vinovat de pierderea lui, căci tu l-ai omorât. Livada noastră s-a dus. A și încăput pe mâini străine. Cu alte cuvinte, se întâmplă tocmai lucrurile de care tata se temea mai mult. Și asta tot din pricina ta. Te urăsc din toată inima și îți doresc să pieri cât mai repede. Nu-ți poți închipui durerea mea, o durere peste putința de îndurat. Fii blestemat! Te-am crezut un om extraordinar, un geniu. Te-am iubit, dar tu erai nebun. Covrin nu putu să citească mai departe. Rupse scrisoarea și o aruncă. Îl cuprinse o neliniște vecină cu frica. Varvara Nicolaevna adormea după paravan. O auzea răsuflând. De la etajul de jos continuau să vină râsete și glasuri de femei. Lui Covrin îi se părea însă că-i singur în tot hotelul. Era impresionat că Tania, nenorocită, doborâtă de durere, îl blestema și îi dorea moartea. Și se uita pe furiș la ușă, ca și cum i-ar fi fost teamă să nu-i intre și să pună iarăși stăpânire pe el forța aceea necunoscută, care în doi ani de zile adusese atâta nenorocire în viața lui și a alor săi. Știa însă din experiență că cel mai bun leac când nervii sunt încordați este munca. Trebuia să se așeze la masa de lucru și să se concentreze asupra unei idei. Scoase din servietă un caiet în care schițase o mică lucrare de compilație pentru cazul când s-ar fi plictisit în crimea. Deschise caietul și se păru că pacea și nepăsarea din ultima vreme îi se reîntorceau în suflet. Paginile caietului îl făcură să cugete la zădărnicia lumească. Se gândi câtă suferință și strădanie îl costă pe om viața, în comparație cu bunurile mărunte sau mediocre pe care îi le poate da în schimb. Ca să obțină, de pildă, o catedră la aproape 40 de ani, ca să fie un profesor ca atâția alții și să expună cu glas domol, Plicticos și greoi, idei obișnuite, ba chiar împrumutate de la alții, pe scurt, ca să obțină o situație de om de știință mediocru, Covrin trebuise să învețe timp de 15 ani, muncind din greu zi și noapte, să se îmbolnăvească grav de nervi, să treacă printr-o căsătorie nenorocită și să facă tot felul de nerozii de care i-ar fi fost mai plăcut să nu-și aducă aminte. Covrin își dădea limpede seama că nu e decât o mediocritate, dar acum accepta gândul acesta, fiind convins că fiecare trebuie să se mulțumească cu ceea ce este. Lucrul îl liniștise aproape cu totul, dar bucățelele albe ale scrisorii, împrăștiate pe parchet, îl împiedicau să-și concentreze atenția. Se ridică, le adună și le aruncă pe fereastră. O adiere ușoară, venind din spre mare, le împrăștie însă pe pervaz. Din nou o neliniște plină de teamă îl cuprinse și îi se păru că era singur în hotel. Ieși pe balcon. Golful, parcă viu, îl privea cu nenumărați ochi albaștri, ca de peruzea sau de safir, și cu stropi de foc chemându-l parcă. Era cald, înăbușitor de cald. Ce plăcut trebuie să fi fost să te scalzi. Dintr-o dată, sub balcon, la etajul de jos se auzi o vioară și două glasuri calde de femei începură să cânte o melodie cunoscută. Romanța vorbea despre o fată cu mintea bolnavă, care aude într-o noapte, în grădină, sunete atât de tainice încât rămâne încredințată că nu poate fi vorba decât de o armonie cerească, peste putință să fie înțeleasă de muritori. Lui Covrin îi se tăie respirația inima i se strânsă de tristețe, apoi o bucurie adâncă, amețitoare, de mult uitată, i se trezi în piept. De partea cealaltă a golfului se ivi o coloană neagră, înaltă, semănând cu un vârtej sau cu o trombă. Coloana înainta pe ape cu o iuțeală înspăimântătoare în direcția hotelului. Pe măsură ce se apropia, se micșora și se înnegrea și Covrin a avut timpul să se dea la o parte ca să-i facă loc. Călugărul cu capul cărunt, cu sprâncene negre, descoperit, desculți, cu brațele încrucișate pe piept, trecu pe lângă el și se opri în mijlocul camerei. De ce nu mai crezut? Întrebă vedenia pe un ton de dojană, uitându-se prietenos la covrin. Dacă mai fi ascultat când îți spuneam că ești un geniu, ultimii doi ani ar fi fost pentru tine mai puțin serbezi și triști. Covrin se simțea din nou un geniu, un ales al lui Dumnezeu. Își aduse dintr-o dată aminte de toate convorbirile lui cu călugărul negru și voi să vorbească, dar un val de sânge, țâșnindu-i din gură, îi se răspândi pe piept. Și Covrin, neștiind ce să facă, trecându-și mâinile peste haine, își înroși manșetele. Voind să o strige pe Varvara Nicolaevna, care dormea după paravan, făcu o sforțare și spuse – Tania Căzu pe covor, se ridică în mâini și șopti din nou. Tania O chema pe Tania. Chema grădina imensă, cu flori rare, strălucitoare de rouă. Chema parcul, pinii cu rădăcini mustăcioase, lanul de secară, minunata sa știință, tinerețea, îndrăzneala, fericirea de altă dată. Chema viața care fusese atât de frumoasă vedea lățindu-se în jos aproape de obraz, o baltă de sânge și, în sfârșit, nu mai putu șopti niciun cuvânt. Dar o nespusă fericire, o fericire nesfârșită îi umplea întreaga ființă. De jos, de sub balcon, continua să se audă serenada și că lugărul negru îi șoptea că era un geniu și că murea tocmai fiindcă se produsese o ruptură de echilibru în trupul lui, care, prea plăpând, nu mai putea servi de înveliș geniului. Când Varvara Nicolaevna se trezi și ieși de după paravan, Covrin nu mai respira. Un surâs fericit îi înghețase pe buze. Sfârșit Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www cărțiaudio.eu Toate înregistrările cărțiaudio.eu sunt din domeniul public.